m-am gândit mult dacă sunt din iară să mă cer cu voi. Adrian, când am uitat, m-a întrebat, îi cerți iară? Nu. După cum știți, dinozauri din nou din publicitate, că am înțeles că astea pe diverse forumuri clasificare. Sunt foarte prieteni cu oamenii din online. Foarte bun. Și eu am să vă dau câteva sugestii care bănuiesc că se adresează mai degrabă agențiilor din online. Luați-le ca pe niște praguri de sus de care noi ne-am lovit ca și industrie, ca și agenții, eu personal, în ăștia, nu știu, 13 ani de când fac eu advertising. Și care, deși nu cred că se va întâmpla așa, poate le puteți evita. Churchill spunea la un moment dat că au trecut bine de tot în revistă toate greșelile vechi când a început al doilea război mondial și nu le vor mai repeta. Probabil că vor face unele complet noi. Voi probabil puteți face unele pe care le-am făcut și noi la vremea noastră. Primul, am pus 10 sugestii. Luați-le exact ca pe sugestii astea. Sunt, nu sunt sfaturi, nu... sunt lucruri pe care eu le-am trăit, pe care dacă aș putea să, dacă aș ști ce știu acum, aș face altfel la vremea lor. Primul e mai controvers, controversial, așa cum o părlem. Scoateți capul în pământ, respectiv, uitați puțin de toată tehnologia, ultimul gimmick care apare, tot culnesul că știți ultimul gimmick care a apărut, și cât timp vreți să vinde, să faceți bani din asta, eu vorbesc că de-aia vă ocupați de povestea asta. Dincolo de cine are un bloc de drag, vorbesc că vreți să faceți bani din asta. Și gândiți-vă puțin cu cine stați de vorbă și încercați să, care cuvântul românește, nu știu, acknowledge them, da? Să deveniți conștienți că ei există și că nu sunt ca voi. În principiu, cei mai mulți oameni de la care vreți voi să luați bani, nu sunt ca voi în momentul ăsta. Mihai Drăgan îl cheamă? De la EP. Mihai Drăgan la un web club la care am fost și eu invitat, la un moment dat, evident, era o controversă și probabil încins, n-am mai gândit foarte mult, că mi-a zis, oamenii care nu spun online nu există. Pe mine m-a speriat puțin. Că avem de vândut de la milioane de sticle, la milioane de pachete, unor oameni care nu sunt online. Care au și alte preocupări. Și eu aici o să vă dau doar două exemple. Nelu Iordache este patronul de la Bluer. Scuze să zic. Cu care când am stat de vorbă, lucra cu o altă agenție de publicitate. Și când am stat de vorbă, mi-a zis, băi, eu nu am habar de engleză, m-au unebunit aia, merg la prezentări de câte 3 ore care vorbesc jumate engleză, au niște termeni de care ei sunt foarte mult, din lucrurile doar lucrurile spui. Am descoperit că amândoi am vândut bere în cămin, imediat am ajuns să lucrăm împreună. Marius Tucă, un alt domn cu care lucrez, nu știe engleză, nu știe niciun cuvânt în engleză. Sunt oameni, altfel foarte bine intenționați, ca firea, nu știu cuvântul de viață. Sunt oameni foarte bine intenționați, de la care vreți să luați bani. Asta cred că este ca apa, ca mersul cu față. Încercați să înțelegeți business-ul clienților. Nu este deloc evident. Pare extrem de simplu și extrem de la îndemână. Mi se pare că foarte puține agenții își poate dracu să înțeleagă business-ul clienților. Majoritatea au ei o idee pe care vor să o facă cu banii cuiva. Și aici am mai dat toată exemplul ăsta la o întâlnire anterioară. Am avut doi colegi la creație la un moment dat în Rio Verde, care erau foarte supărați că aveau o idee pentru Bergambir, respectiv să pună niște litere, niște stickere, nu știu ce nume, nu erau stickere, probabil se inscripționau pe fundul halbelor de bere, niște poveste de aia ca la oftalmolog. Să vezi când te-ai bătat și nu mai vezi treaba. Simpaticuți. Erau foarte iritați că de 6 luni au propus-o la client și nu se făcuse. Și când i-am întrebat, voi știți câte la sută din ce vin în Bergambir este la halbă? Știți cumva care-i viață, câte halbe sunt pe piață, cam care-i ciclul lor de viață, cam când se schimbă, indiferent că le-a plăcut ideea. Apar la mea. Și asta vă zic, nu știu ce se întâmplă în online, știu ce se întâmplă în advertising. Habar n-am cu ce se mănâncă business-ul clienților. Ne-am dus la Bluer, de exemplu, ca să aflăm că 80% din oamenii din România nu merg cu, nu au mers niciodată în viața lor cu avion. Că 70% merg cu autocar.
care se vorbește. Sau noi, cel puțin cu ăștia trebuia să vorbim. Și probabil că, la un moment dat, avem devenit mainstream și voi. Încercați să nu cumpăți ore de creație și să nu vindeți comisioane de medie. Industria de advertising a făcut-o pentru foarte mulți ani. A trăit inițial din comisioane de media, istoric vorbind, nu în România. În România n-am apucat să facem povestea asta. Dar prin țările civilizate au trăit doar din comisioane de media, cât de bugetul de media, atât. X% e al nostru și în asta intra și creația, strategie și tot ce au făcut. După o vreme s-au prins niște contabili, când agențiile publicitare au început să nu mai fie conduse de oameni de publicitate, ci de contabili, cum s-a întâmplat în toate, cum s-a întâmplat în toate agențiile mari. Au descoperit că e mai simplu să spargă cele două povesti. Rămâne agenții de creație și agenții de media. Și că alea vârf bani cu lopata și ele de creație nu mai știau ce să trăiască. Fiindcă nu mai aveau acces la bugetul de media. Și atunci au inventat fiul pe ori. Respectiv, ai un meniu unde scrie oră de copyright, $30, oră de ciofiel, account executive, $20. Sau, mă rog, care sunt prețuri. Și se duceau la client și ziceau, pentru proiectul tău, ia să-mi brief. Asta e brief. Vor lucra timp de X ore, atâția copyright, atâția exec. Deci vindeai niște ore. Da. La o întâlnire de la Viena, unde eram cu, pe vremea când eram în Biobordel, director de creație, managing director, director financiar pentru toată lumea, și m-am ridicat și am întrebat, eu am făcut mate fizică la bază, chiar dacă sunt de la creație. Și nu-mi reieșea cum este povestea asta. Că mie mi se părea că cu cât sunt mai deștept de la an la an, cu cât învăț mai mult și sunt mai bun, fac lucrurile mai repede. Deci ar trebui să taxez de ce în ce mai puțin. Când ajung și dacă devin, reducând din nou de matematică, dar reducându-l la absurd, dacă devin cel mai bun din lume și o să fac lucrurile instantane, îmi dau falimă. Dacă ce vând eu sunt ori. Da? Sau, mai rău decât atât și de fapt ce se întâmplă în practică în toată industria, minți clientul. Ca să crești de la an la an, având în vedere că nu poți să iei infinit de mulți clienți, ca să crești de la an la an, așa cum ți-o cerea toată lumea, creștere, 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 ok, inventăm mai multe ore de vânzare. Mai avem tot alții, oameni tot alte ore sunt pe zi. E număr limitat, e ca minutele de la TV. Sunt 12 la oră, atâtea sunt într-un an de zile. Dar dacă le vizi de 2-3 ori, se mai gândi mai multe. Nu faceți prostia asta. Pentru că în momentul ăla veți deveni commodity și uite ce se întâmplă acum cu agențiile de publicitate din România, care chițăie de foame, fiindcă vindeau ore. Și lumea a zis, dar nu vrei să dai ora mai ieftin? Ba da, dacă tot ce vând eu e ore și nu o parte din business-ul tău. Comisioana de media, cu asta s-a întâmplat toate nenorocire. Pe vremuri se luau, începeau 2-3%, 10%, dacă făceai și buying, nu numai planning. Încet, încet, și din păcate, pentru că media au reușit, nu știu cum Dumnezeu, să uite că vând inteligență, planning, know-how, și să ajungă să vândă minute și CPP-uri. Au ajuns în poziția să discute numai preț. Cine de mai ieftin la câștig? Și cine de mai ieftin înseamnă așa. Întâi s-au dus cu comisionul la zero, agențiile. Domnule, lucrăm pe gratis. Clienții nu se mirau foarte tare. Se bucurau. Nu lucrați pe gratis. Ei nu știau la vremea respectivă că există rebate. Respectiv, de ce media mă dădeau stațiilor TV să spună, mi se întorcea către agenția sfârșitului o sumă. După o vreme au aflat clienții că există rebate. Mă băieți, pe banii noștri voi luați niște bani înapoi? Și bunele agenții au început să împarte rebate-ul cu clientul. Sau mai rău decât data, să-l dea pe tot înapoi. Deci am auzit de piciuri câștigate, unde agenția de media zice așa, dacă ne dați bugetul, nu numai că nu vă luăm niciun ban, la sfârșitul anului vă dăm 200.000 de euro înapoi. Nu vă sună că undeva se fură ceva? Că nu e regulă. Dar așa a câștigat piciul. Agenția. Dând 200.000 înapoi. Mulțumim pentru business-ul noastră. Ce am vrea să vă rugăm? Vă dăm o mașină, vă dăm și banii de benzină, vă dăm și banii de vacanță. Nu mă luați-o de aici. Și vă dăm și gratis. Pentru că undeva pe drum am uitat că trebuie să fac altă poveste. Că trebuie să creeze undeva plus valoare și pe aia să o monetizez. Uite, Grant, mi-a plăcut Grant când a zis, domnule, toți banii noștri sunt puși for grabs. Da? Dar mai devreme era un punct, care eu ca scoția mă bucur mult de asta cu digitalul ieftin. Și, din păcate, asta e o chestie pe care, nu știu dacă sunteți voi în mod direct responsabil, dar cumva online a plecat ieftin. Și e foarte, foarte greu să mai faci cum.